expun în fața dumneavoastră. În primul rând, am observat faptul că, din păcate, în România ultimilor 25 de ani, din păcate pentru societate, din păcate pentru clasa politică, pentru Parlament, nu s-au schimbat foarte multe lucruri în revendicările pe care dumneavoastră le-ați enunțat de-a lungul timpurilor și am văzut mișcări sindicale pe care le-ați făcut și în anii 90 și în anii 2000, iată și după anul 2010, foarte multe mișcări care practic vin și cer aceleași lucruri. Militează pentru aceleași elemente care sunt legate de fiscalitate, pentru că vorbeați de doamna ministru de finanțe, militează pentru drepturile cetățenilor, pentru că vorbeați aici mai ales a celor care sunt angajați și în sectorul public și în sectorul privat, pentru că vorbea mai devreme ministrul muncii și cred că acest lucru este un element care trebuie să ne dea de gândit. Sigur,